Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre boala Graves, bazedă Graves, care este o boală autoimună care atacă glanda tiroidă, provocând hipertiroidie. Asta înseamnă hipertiroidie când corpul, când glanda tiroidă produce prea mulți hormoni, adică se produce un număr de hormoni și conversia lor din T4 în T3 în țesuturile periferice are loc într-un număr enorm. Din cauza că corpul a produs atât de mulți anticorpi ca răspuns la ceva despre care o să vorbim astăzi, glanda tiroidă se producă hormoni tiroideni practic necontrolat. Și astăzi vrem să vorbim, boala asta are posibilitatea de a fi remediată sau nu? Adică vorbim poate nu 100% tratată, dar să ajungem într-o stare în care persoana să se simtă, trăiască, să nu aibă toate consecințele și manifestările despre care o să vorbim astăzi. Și la fel, tratamentul care le propune din medicul Osansky, care singur are boala Graves și el tratează plus din jurnalul Frontiers, care arată un număr mare de ierburi care poate fi folosit. Boala Graves este o boală provocată de inflamația, adică de răspunsul imun a corpului și ca idee răspunsul ăsta imun atacă anumit glanda tiroidă. Adică ea nu apare în glanda tiroidă, dar ea apare undeva în corp și ca răspuns imunitar ea concret atacă glanda tiroidă. Dar prin ce se manifestă? Că hormonul TSH, hormonul de stimulare tiroideană, stimulează glanda tiroidă ca să producă T4 și puțin T3. Mai departe, T4 se convertește în țesuturile periferice în T3. Dar din cauza inflamației, corpul produce niște anticorpi la antireceptor TSH. Ei ca și cum maschează că ei sunt receptori. Asta ar fi ca și cum niște soldați deghizați, fiindcă însuși anticorpii, asta e armata imună a corpului nostru. Atunci când ei se maschează că ei sunt receptori, glanda tiroidă nu înțelege că asta nu e TSH și, de fapt, el începe să producă hormon tiroidien. Majoritatea T4, cam o parte mică e T3 și, nimerind în țesutul periferic, el se convertește în T3. Și din cauza că ea e autoimună și corpul nu iese din inflamație, adică nu se readresează cauza de ce ea a apărut, persoana, cu părere de rău, în continuu are T3 foarte și foarte mari. Dar analiza la anticorp o să arăte un titru foarte, foarte mare. Normal, există un echilibru, adică dacă T3 e suficient, TSH-ul o să fie mai puțin, fiindcă este reglată de hipofiză. Dar în cazul în care el nu se poate regla, fiindcă sunt așa de mulți anticorpi, de atât că este inflamație în corp, el stimulează celulele din glanda tiroidă să producă asta continuu, doar de atât că noi nu scăpăm din inflamația sistemică. Acum, dacă ca idei să vorbim despre producerea hormonilor în câteva propoziții, glanda tiroidă produce T4, după cum am zis, puțin T3, dar ideea că în țesuturile periferice, în ficat, în mușchii scheletale, în renii, el se convertește în T3, pentru asta el are nevoie de un șir de microelemente și o parte poate să fie T3 reversibil. Dar însuși T3, el răspunde de metabolismul bazal. Ce înseamnă metabolism bazal? Asta e necesarul de calorii atunci când noi nu avem nicio activitate. De exemplu, că inima bate, că noi respirăm, că noi transpirăm, sau că noi dormim, atunci când noi nu avem activitate, asta este metabolismul bazal. Și reiese că din cauza că e foarte, foarte mult T3, metabolismul bazal crește enorm și persoana începe să slăbească. Clar că așa un T3 foarte, foarte mare se manifestă cu palpitații, cu oboseală, cu tahicardie, cu o pierdere excesivă în greutate. Și T3, din cauza că el răspunde de utilizarea glucozei, dar în cazul de față, el începe să o utilizeze din tot, și din carbohidrați, și din proteine, și din lipide, el din tot face glucoză. El scoate, degradează, metabolizează și folosește ca sursă de energie, pentru ca să-și poată să satisfacă necesarul. Și reiese că persoana, în general, nu poate adăuga greutate, fiindcă, în primul rând, pierde mușchii, ajunge în osteoporoză gravă, se manifestă cu dureri de oasă, dureri de articulații și o problemă mare cu care se confruntă boala Graves, asta este exoftalmia. Ochii ăștia
bulbucați, proeminenți care iese din orbite. Simptomele bolii Graves, după cum am vorbit, asta este pierderea în greutate, chiar cu poftă de mâncare. Persoana nu poate să adauge, fiindcă are metabolismul foarte, foarte grăbit. Asta este tremurul de mâini, tremurul de degete, stare de a fi iritat în continuu, cu palpitații, în genere aritmii cardiace. În timp, asta o să aducă la boli de inimă, la congestia mușchiului cardiac. Și am zis, asta e exoftalmia ochii proeminenți și în timp asta o să o aducă la vedere dublă, fiindcă ei iese din orbite tare, apare durerea asta, arsura de la ochi. Caracteristic bolii este diaree, adică persoana are scaunul 2-3 ori pe zi minimum. În final, dacă vorbim de bărbați, asta o să ajungă la disfuncție erectile și deja congestia mușchiului cardiac. Acum dacă să vorbim de cauză, ce poate declanșa boala Graves? Începând cu cel mai banal, asta este un regim alimentar prost, adică persoana consumă prea mult gluten, prea mult zahăruri, carbohidrat simple, nu mănâncă fructe și cereale integrale. Sau este problemă deja de malabsorpție, din cauza că persoana sau întâmpină mult, mult diferite toxine, sau are oarecare infecție cu virus, cu Epstein-Barr, sau boala Lyme și de multe ori persoana, noi nici nu cunoaștem că avem oarecare infecții și virusul ăștia trăiesc în noi, ei declanșează un răspuns imun ca idee, asta poate să afecteze glanda tiroidă. Alte cauze asta este stresul continuu, fiindcă stresul continuu are impact asupra glandei pituitare, are asupra cortizolului, asupra ficatului începe să producă prea multă glucoză, asupra disbiozei intestinale. Adică stresul, chiar dacă persoana, de exemplu, se antrenează mult prea mult sport, dar paralel cu asta întâmpină diferite toxicitate de tot genul. Asta e și plasticuri și foarte multe pesticide și contactul în general cu toxine. Asta poate fi chiar benzină, soluții de luat, de scos oja de pe unghii, dar vorbim permanent. Contact permanent. Și în timp, toată malabsorpția asta și inflamația asta în intestin poate să aducă la boala Graves. Ca protocol, medicul Osansky propune așa. În primul rând, asta e restabilirea funcției glandelor suprarenalelor, adică adrenale, fiindcă ele produc cortizol și cortizolul joacă și un rol colosal. Mai departe, asta este restabilirea disbiozei intestinale, plecarea asta de la malabsorpție, suplinirea tuturor deficitelor, ceea ce eu zic în fiecare film, statutul nutrițional, el fix asta repetă, statutul nutrițional e enorm de important. Mai departe, somnul de noapte, culcatul numai târziu de ora 11, când noi vorbim că persoana cu adevărat vrea să readreseze boala, el propune câteva ierburi care el le folosește, una care inhibă receptorii ăsta la TSH, iarba bugluvit și motherwort ca pentru tahicardie. El zice că nu fiecare persoană răspunde absolut similar la fel, fiindcă oamenii au diferite simptome, dar să zicem 90% răspund foarte bine și el un pic modifică tratamentul. Da? Însuși medicul, el e nutriționist, el a făcut medicină funcțională. Și el zice că abordarea asta holistică, când noi tratăm glanda tiroidă, cu adevărat se soldează cu remisia acestei boli. Acum, dacă să vorbim de exoftalmie, care este o problemă gravă, majoră, fiindcă nu doar e aspectul estetic că ochii iese din orbitele oculare, dar vorbim că acolo se produce foarte mult acid hialuronic, care face inflamația asta a ochilor și plus în timp persoana o să aibă vedere dublă, el nu o să mai vadă clar. Dar uite că în jurnalul Frontier eu am găsit și soluții cum se poate de ajutat și exoftalmia. Ca de obicei, pe slide-uri eu am pus mult mai multe informații decât vorbesc cu cuvinte, așa, mai simplu. Dar ce ține de jurnalul Frontiers? El este un jurnal în care savanții arată diferite studii pe diferite suplimente și în cazul de față, aici vorbim că medicii zic că uite, o nouă abordare asupra hipertiroidismului, cu atât mai mult că medicul Osansky a publicat cărți cum hipertiroidia se tratează,
cu părere de rău, medicina la asta nu se uită. Adică cineva arată că se tratează, dar cineva scoate glanda tiroidă fără măcar să vadă. Dar este posibil ceva de făcut înainte de a scoate glanda tiroidă? Fiindcă dacă nu sunt malformații, de ce trebuie de scos glanda tiroidă fără a încerca măcar ceva de a face? Că imaginați-vă că primiți iod radioactiv. Păi bine, dar nu-i problema iodului radioactiv însuși bala Graves. E problema la toată lista care eu am spus-o. Cum iodul radioactiv o să repare ceea ce de fapt nu el o provoca? Iodul radioactiv doar o să facă ca să nu fie mai puțină conversă în tătrei. Doar atâta o să facă, mai mult decât atât. El poate să ducă în țesuturile pieptului, prin sânge să ducă în alte organe. Adică noi vorbim că abordarea în general e absolut totalmente eronată. E așa, numai pe deasupra, ca și cum simptomele și acolo e tare departe. Ce ține de ierburile care au fost puse în studiul ăsta din Frontiers? Eu ca tare am făcut screenshot și le-am pus pe ecran. Pentru cei interesați puteți să vă uitați. Că oricum asta trebuie să le prescrie un nutriționist sau un medic în medicina funcțională, fiindcă el știe dozele, el știe să citească analizele, oricum fiecare persoană e individual. Vreau să vă atrag atenție la varianta de resveratrol. Trebuie să fii concret din poligonii cuspidate, adică e exact resveratrolul care ne trebuie pentru glanda tiroidă. Ce ține de exoftalmie? Eu foarte mult m-am bucurat să văd câteva ierburi care ajută la exoftalmie și una dintre dânsele e Astragalus mongolicus, o altă plantă, asta e Tripteridium wilfordii. Am făcut și așa un mic rezumat, că lucrarea e din engleză și am făcut un mic rezumat, arată că uite el coboară TNF-a aia la anumit la oarecare receptori sau este care inhibă ca să nu se producă atât de mult acid hialuronic, care pe dinăuntru împlu ochii cu lichid, dar pe din afară e oricum îs uscați. Pe următoarele slide-uri vedeți alte suplimente care sunt folosite, testate, arată un efect beneficial care inhibă la hormonul TSH receptorii. Altceva e pentru a scoate inflamația, ceva este hepatoprotector, altceva ajută pentru glanda tiroidă. Toată informația le găsiți pe slide-uri. Ceea ce am vrut să discut, eu am vrut să spun că toxinele cu care noi ne întâmpinăm, cu părere de rău, arată că bolile la noi toți se întineresc. Noi, maturii, folosim prea multe lucruri toxice și copiii noștri, ca urmare, sau nepoții care vin, ei au să ciocnească cu toate toxinele astea. Și dacă acum bolile s-au întinerit, de exemplu, cândva era 60, acum 40, de acum 40 e 30, ca 20 ceva, ar fi bine să schimbăm, în general, abordarea și să ne gândim că excesul ăsta de toxine nu doar că ne face nou rău, dar o să ne facă rău și generațiilor care vin din urma noastră, tot urmașilor noștri. Și plus intestinul, totul ce ține de tractul gastrointestinal, ceea ce ține de paraziți, adică este nevoie de făcut de parazitare, este nevoie de susținut sistemul imunitar. Nu atunci deja când este făcut un boom de citochine și nu știm cum să readresăm boala. Și eu cred că acum au ajuns timpurile medicinii funcționale, fiindcă ea abordează totul holistic. Orice boală trebuie să aibă o cauză. Dacă ne doare undeva, ne doare nu degeaba. Dacă s-a inflamat undeva, s-a inflamat nu degeaba. Dacă este un răspuns imun, înseamnă că există o cauză. Așa pur și simplu în corp nimic nu se inflamează. Și da, noi avem polimorfisme, eu singură am mutații în gene. Da, mereu sunt suplimente, diferite ierburi care ajută să regleze expresia genelor. Sau aceeași vitamina D, care la nivel ea reglează expresia genelor. Dar cu părere de rău, în analize, tot așa și o să vă scrie că vitamina D 30 de nanograme pe mililitru, o să stăm tot în problemele în care și am stat. Sper că lecția de astăzi v-a fost interesantă. Chiar dacă nu aveți hipertiroidie, dar noi trebuie să înțelegem că asta poate să apară în orice clipă. Și dacă nu ne apare nouă, asta poate să se întâmple pentru membrii familiei noastre. Și atenție la tractul gastrointestinal, problemele de malabsorpție, de deficitul nutrițional, adică statutul nutrițional, el chiar contează, are importanță. Pentru cei care au nevoie de o consultație la mine, puteți să-mi scrieți la carolinamagdanutrition@gmail.com sau la WhatsApp numărul indicat la subsol.
Toate linkurile pentru lucrări o să le găsiți de sub, inclusiv o să vă pun și linkul dacă vreți să cumpărați cartea medicului Osanski și la fel de la publicația din Frontiers. Atât pentru ziua de astăzi, vă urez sănătate și toate bune!